sănătății transsublinierea scandalul din sănătate. Semnal dur pentru sindicate, nu negociem legea. Ministrul sănătății transsublinierea scandalul iscat între minister sublinierei sindicate sublinierei vine cu un semnal dur. Sorina Pintea a declarat, joi, la o nouă întâlnire cu Federația Solidaritatea Sanitar, care amenință cu greva general, cemerul discordiei este regulamentul sporurilor, ea spunând ce nu poate fi negociat legislația, ci doar aplicarea ei. Cemerul discordiei este acest regulament al sporurilor. Avem anexa 10 propus sindicatelor sublinierei care este încă în negociere. Punct. Nu cred ce putem discuta de faptul ce nu cresc veniturile nete în sistemul sanitar. Nu negociem legea. Nu putem negocia legislația, doar aplicarea ei. A declarat ministrul la întâlnirea cu sindical subliniere T, potrivit Newsro. La final, Sorina Pintea a subliniat din nou ce trebuie stabilit o limită obligatorie, pentru ca spitalele să nu piardă. Trebuie stabilit o limit minim obligatorie, astfel încât se încerce să dăm ocazia spitalelor care ar putea să piardă mult mai mult să meargă la un nivel minim. Au fost multe întrebări, am răspuns punctual, au fost întrebări legate de această anex sublinierei de legea salarizării. Există un plafon de 30% pentru sporuri, care este înscris în legea salarizării unitare sublinierei care trebuie respectat, a spus Pintea. Membrii Federației Solidaritatea Sanitar urmează să decid dacă se altur sau nu protestelor de clan sublinierate de Sanitas. Liderii Sanitas s-au anuncat, luni, ce încep procedurile de declan subliniere a conflictului colectiv de muncă sublinierei ce primele acțiuni de protest vor fi în 20, 22, 27 sublinierei 29 martie, când vor fi pichetate seriile ministerelor sănătății, muncii sublinierei finance-lor. Reprezentanții Confederației Sindicale au anunțat că în jurul datei de 25 aprilie va fi organizat un meeting la care sunt asubliniere teptați cel puțin 20.000 de oameni, iar după acest meeting va urma greva generală. Sindical subliniere cer acordarea cresubliniere terilor salariale de la 1 martie 2018 pentru tot personalul din sănătate sublinierei asistent social, renuncarea la plafonarea sporurilor la nivelul de 30 pe ordonator principal de credite, adoptarea regulamentului de sporuri fără anexa 10, negocierea sublinierei încheierea contractului colectiv de muncă la nivel sectoarelor de activitate sănătate sublinierei asistent social sublinierei recuperarea pierderilor de venituri cauzate de aplicarea noilor reglementări salariale de la 1 ianuarie 2018, respectiv de transferul contribuțiilor sociale în totalitate în sarcina angajatului.